Ieri s-au stabilit capii de serie pentru US Open, lista fiind una fără surprize, cu Simona Halep a 5-a și Irina Begu a 21-a favorită. Însă clasamentul WTA nu este respectat și când vine vorba de șansele la câștigarea trofeului, în opinia bookmakerilor, Halep este cotată cu a doua șansă la trofeu, peste Angelique Kerber și Garbin Muguruza, fiind devansată doar de Serena Williams, eterna favorită când vine vorba de turneele de mare șlem. Semifinalista anul trecut, Halep se află într-o formă de invidiat în America, reușind să ia trofeul la Montreal și să joace semifinala la Cincinnati, parcursul ei pe ciment fiind însă unul deja tradițional. Într-un interviu pentru site-ul Tennis World USA, Halep a admis că singura jucătoare din circuit pe care a urmărit-o și de la care a avut de învățat a fost Serena Williams, numărul 1 mondial, fiind etalon pentru multe jucătoare din WTA. Serena e singura jucătoare de la care am avut ce învăța. Lucrurile pe care le admir la ea sunt motivația, spiritul de luptă și agresivitatea. Ea e cea mai bună din lume, dar în același timp cred că Angelique merită și ea să fie pe locul întâi, pentru că a câștigat un turneu de Grand Slam și continuă să adune multe victorii, a declarat Simona Halep. Turneul US Open, ultimul de mare șlem al anului, debutează pe 29 august. Constanțeanca va avea parte de un tablou mai dificil din cauza coborârii pe locul 5 și ar putea da peste Williams sau Kerber încă din sferturile de finală o nouă eliminare înainte de realizarea baremului de anul trecut, riscând să o scoate din top 5 WTA.